absolut senzațională prezență, și frumoasă, și isteață, și puternică. Și stăteam împreună cu prietena mea, Adina Haas, și ne uitam amândouă la imagini fascinate. Eram fascinate, într-adevăr. Bine te-am găsit, Teo, bine v-am găsit, bine, dragilor. N-am venit cu una goală, am venit din Orientul Mijlociu cadou pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Și colegi, pentru că se știe, curmalele sunt un must atunci când ești în zonă. Dar de unde ai venit din Orientul Mijlociu? Păi am tot fost în mai multe zone în ultima perioadă. Am fost tot plimbi. Exact. Am fost în Iordania, am fost în Israel. Am văzut și imagini. Așa. Ieri am aterizat după amiază din Emirate, din Ras Al Khaimah, Emiratul vecin cu Dubaiul, la 45 de minute de Dubai. Da, ne-ai trimis niște imagini din Israel, de ne-ai făcut invidioși. Frumos Israelul, frumos, da. Am zis să împărtășesc cu toți cei care își doresc să meargă în această destinație și ar dori să afle mai multe. Și am zis, hei, sunt aici, întrebați-mă. N-ar fi fost păcat să ținem imaginile pentru noi? Exact. Israel, o țară în care vechiul și noul se îmbină armonios. Aflat la aproximativ 3 ore de zbor de România, Israelul poate fi vizitat tot timpul anului. Însă, dacă temperaturile care depășesc 30 de grade Celsius ți se par prea mari, perioada ideală pentru o vacanță în această țară ar fi din septembrie până în mai. Israelul este o țară a contrastelor, este un mix și dincolo de locurile religioase pe care le poți vizita aici, ai mult mai multe activități la dispoziție decât ai putea crede. Mai din aceste motive, Adina Halas și-a făcut bagajul și a plecat într-o nouă călătorie. De această dată, Tel Avivul și Ierusalimul au fost locurile pe care a vrut să le descopere. Despre Tel Aviv, a aflat că este un oraș vibrant, cosmopolit, în continuă expansiune. Recomandarea principală este să mergi pe jos în Iafa, partea veche a orașului, despre care vestigiile arheologice arată că a existat acolo ca port maritim și acum 4.000 de ani. Mă aflu în partea veche a orașului Iafa, un oraș care este de altfel atestat de aproximativ 2.000 de ani. Apare chiar și în Vechiul Testament și cu siguranță este de neratat pentru că are o grămadă de vestigii arheologice de văzut. De pe dealul pe care se află Poarta Credinței, priveliștea este spectaculoasă. Acolo există și un pod cu semnele zodiacului. Legenda spune că dacă mergi pe el până la semnul tău zodiacal și ții mâna pe acolo, în timp ce privești marea și îți pui o dorință, aceasta se va împlini. Piața Carmel este o explozie de culoare. Acolo, Adina a găsit fructe, legume, condimente, specialități și multe altele. Și nu doar că a văzut, dar a și testat. Puțin acrișor. Amba se numește. Este cu mango și cu alte câteva condimente și este și picant. Interesant. În Iafa poți descoperi o mulțime de restaurante foarte bune, deoarece în Israel gastronomia este la loc de cinste. Iar ce este și mai interesant e că acest loc poate fi și raiul vegetarianilor. În plus, Tel Avivul îți oferă și o viață de noapte pe cinste. De la agitata viață de noapte, Adina s-a întors la liniște, într-un alt loc plin de istorie. Unul dintre locurile pe care le poți vizita atunci când ajungi în Israel este Parcul Național Cezarea Maritimă. Orașul lui Rod se află la jumătatea distanței dintre Tel Aviv și Haifa. În apropiere de Ierusalim, poți vizita și Biserica Creștină Tatăl Nostru. Potrivit tradițiilor creștine locale, în peștera care există și astăzi, ucenicii s-au adunat în jurul Mântuitorului și au învățat de la el rugăciunea Tatăl Nostru. Un alt loc pe care nu ar trebui să-l ratezi este cu siguranță grădina Ghețimani. Acolo, spune tradiția creștină, Iisus a mers de multe ori și tot acolo Mântuitorul a fost și arestat. La Muzeul Israelian din Ierusalim se găsesc scrierile de la Marea Moartă, cele care au fost descoperite în epoca modernă și care sunt vechi de 2000 de ani. Multe dintre acestea se regăsesc în Biblie. Tot în Biblie este pomenit și râul Iordan. Am ajuns la locul botezului lui Isus,
Sunt în partea israeliană, iar pe partea iordaniană, la câțiva metri depărtare, a fost stabilit internațional că acela este adevăratul loc în care Isus a fost botezat. Râul Iordan și Marea Moartă constituie granița naturală dintre Israel și Iordania. În jurul Mării Moarte se află deșertul iudaic și Masada, iar unii arheologi consideră că cele două cetăți, Sodoma și Gomora, zac și azi sub apele din zona de sud a mării. Unul dintre cele mai importante locuri de vizitat și de simțit când ajungi în Ierusalim este, cu siguranță, Mormântul Sfânt. Un alt punct extrem de important este Zidul de Vest, cunoscut sub numele de Zidul Plângerii. Încă din cele mai vechi timpuri, zidul a fost loc de rugăciune și pelerinaj. Practica de a lăsa mesaje scrise în crepăturile zidului a devenit deja o tradiție. Se pare că această formă de manifestare a credincioșilor datează de mult. Anul 1743 este momentul în care se menționează oficial că dorințele se împlinesc mai repede dacă sunt scrise de mână pe bucățele de hârtie. Și anual, peste 1 milion de mesaje sunt puse în crăpăturile acestor ziduri. În afara locurilor religioase, în Israel poți să vizitezi și multe situri arheologice. Aici este foarte multă istorie, dar și artă, gastronomie diversă, oameni minunați și, de ce nu, shopping. Foarte frumos. Dar spune-mi, ce n-ai făcut în viața ta și ai făcut pentru prima oară în Israel? Am mâncat carne, da? Alternativă. Asta înseamnă că nu era carne ce aveam în farfurie, dar dacă nu aș fi știut, aș fi putut jura că este. Și ce era? Eram într-un restaurant vegetarian și am comandat, să văd cum este carne alternativă, carne care are la bază leguminoase, dar este trasă la o imprimantă 3D. Și textura este cea a cărnii pe care noi o cunoaștem. Imprimantă 3D. Exact. Numai că nu are grăsimea pe care noi suntem obișnuiți, dar te poate păcăli dacă nu știi ce mănânci. Ai fi găsit locul ăla fără un ghid dacă te-ai fi dus de una singură? Probabil da, și asta pentru că este recunoscut faptul că în Israel se mănâncă foarte bine și pe lângă asta Tel Aviv este raiul vegetarienilor și în afară de asta, mai este un aspect, israelienii sunt cei care au cele mai multe fabrici de carne alternativă, atât cea de origine care are la bază leguminoase, dar cât și cea care are la bază proteina animală, dar fără sacrificarea unui animal. Se face prin multiplicare celulară în laborator. Da, da, da. Asta încă nu am încercat, dar tot în Israel, dacă vrei, poți să găsești. Dar este foarte ușor să găsești tipul acesta de carne la multe restaurante de acolo. Dar recomanzi ghid sau să ne descurcăm noi? Recomand ghid, da. Cel puțin atunci când ești în Ierusalim și vrei să ai timp să vizitezi locurile sfinte. Trebuie cineva care să fie exact. Și să fie cumva așezate ca într-o poveste, să existe o cronologie. Ai nevoie de un ghid. Bineînțeles, poți să te duci singur și să descoperi lucruri. Dacă ești a doua oară, a treia oară în Israel, atunci îți este foarte ușor, că doar completezi ce ai văzut prima dată cu lucruri noi. Însă, cu siguranță, recomandarea mea este să vă luați ghid dacă ajungeți în Ierusalim. În Tel Aviv lucrurile sunt mai simple din acest punct de vedere, te descurci fără probleme, fără să ai un ghid, dar și acolo sunt zone istorice și situri arheologice unde este bine să ai pe cineva care să te îngrume, dar nu este atât de necesar precum în Ierusalim. E o țară scumpă? Este o țară scumpă și mare atenție că aici poate să fie puțin de exact pentru un român care zice vreau să văd Israelul, uite niște bilete de avion ieftine, gata, le-am luat și mă duc în Israel. Și poți să ajungi acolo să-ți dai seama că totuși cazarea costă destul de mult. Și cum faci? Păi te documentezi înainte. Te uiți la discuția noastră, o urmărești pe Halas care merge prin lume și spune lucruri despre destinații de toate felurile și afli că cel mai bine este să îți iei ori un pachet sau să studiezi ofertele agențiilor de turism, ori atunci când vezi niște bilete ieftine de avion, și asta este valabil în general.
chiar dacă îți vine momentul acela să le bucuiești, să ți le iei, să te uiți și la cazare. Că s-ar putea totuși să fie. Să se echilibreze acolo. Exact, exact. Dar Israelul nu este o țară extrem de scumpă, dar este o țară scumpă pentru care este bine să strângi banii la pușculiță, să renunți eventual la una dintre vacanțe și să combini cele două vacanțe pe care să spunem că le ai într-un an, într-una singură și asta să fie Israelul. Și aș recomanda exact împărțirea aceasta Tel Aviv, 3 zile în Tel Aviv și 3-4 zile în Ierusalim. Bineînțeles, poți să accesezi doar una dintre aceste două superbe orașe, mai sunt și multe altele. E foarte aglomerat? Nu este foarte aglomerat și poți să ai noroc, asta și dacă îți iei un ghid care știe foarte bine cum este fluxul în ziua respectivă și în perioada respectivă, poți să ai noroc, așa cum am avut și noi, și să aștepți să intri la Sfântul Mormânt doar câteva minute. Ți-ai luat vreun talisman de la Sfântul Mormânt? Nu mi-am luat de la Sfântul Mormânt talisman, pentru că sunt atât de multe locuri frumoase care îmi plac și la Sfântul Mormânt am avut parte de o energie incredibilă. Dar de obicei îți iei talismane pe unde te duci? De obicei nu. De obicei îmi iau câte un inel. De ce să minci, ca să zic? Bineînțeles. Îmi iau câte o bijuterie, ceva care îmi rămâne. De data aceasta nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că am rămas cu un vibe extraordinar de bun. Pe ăla l-am păstra cu mine și asta nu atunci când eram în Sfântul Mormânt, ci când am ieșit și am văzut lespedea pe care se spune că a fost așezat trupul Mântuitorului. Acolo am avut o emoție incredibilă și consider că emoția aceea și rememorarea ei face mai mult decât orice talisman mi-aș fi putut lua. Și de data asta am zis nu. Rămân doar cu senzația aceasta. Mulțumesc foarte mult, rămânem și noi cu o senzație tare, frumoasă și senină după discuție. Și vă mai povestesc pe unde merg, te rog, cu mine. Te rog. Eu cred că mi-ar trebui mie un talisman sau ceva.